domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Și domnului diacon pentru a spune și la rugare să își prebate. Facem verificări și să întrecem toate persoanele care locuiesc și beneficiază de acest.
aprobată în anul 2010 de un Consiliu Local Legitim, cum se vește dumneavoastră, care s-a aprobat, de exemplu, în anul 2018, 4,08 persoane. Da? Pe an. Bun. Și dacă aici ați studiat clar, în conformitate cu planul de evoluare. Despre asta vorbim. Deci asta este un regulament pe care va funcționa serviciul de salubritate. Deci numai acest regulament, noi numai de întreabă cu tarifă a fost aprobată la dată și noi respectăm conform planului de evoluție. Exact cum vedeți, dumneavoastră se respectă și vor acolo. L-am respectat din 2015 sau 2016, am început să operez de rom la sud, din luna lui Mare, s-a respectat până astăzi. Asta nu vorbim despre asta. Vorbim despre un regulament. Și vorbim de rost. O evidență a tuturor persoanelor care beneficiază acest serviciu de salubritate. Deci toate persoanele care beneficiază acest serviciu de salubritate sunt declarați pe proprie răspundere, sub semnătură proprie, sub sancțiune, în condițiile în care au declarat o persoană în plus să poate face verificări, dacă au declarat persoane în minus, la fel se pot face verificări. Despre asta vreau. Declară că sunt în altă parte de asta. Dar avem și persoane care nu au mutație. Mă gândeam că poate puneți întrebarea asta. Sunt persoane care nu au mutație în localitatea noastră și stau efectiv aici, ani de zile. Da? Și asta ar fi bine dacă ar fi cineva din partea poliției, nu nimeni. Nu, nu, nu. Pe cine? Sunt destul de aceste persoane și așa. Cei care locuiesc în localitate și nu au mutație. Da? Deci câți nu sunt? Deci aceștia sunt înțeles. Și vă dau citire să vedeți. Deci avem în localitatea noastră 4.408 case. 133 de străzi și 4.408 case. Deci la 4.408 case sunt 4.400 de proprietari, da? Care răspunde de locuința respectivă. Acel care răspunde vine și dă declarația de propria răspundere, declarația din impunere, câte persoane folosesc acest serviciu de salubritate și care locuiește acolo, chiar dacă nu are mutație. E pasiv care este să le. Păi nu, dar dacă ați citit regulamentul, scrie atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Deci ai obligativitatea să completezi declarația de impunere cu numărul de persoane. În condițiile în care dumneavoastră ești plecat în afara granițelor țării sau mai deții cu locuință, ai obligativitatea să declari cine se află în chirie la Dumnezeu, cu câte persoane și care folosește acest serviciu de salubritate. Deci ce vrea să facă regitorul? Cine folosește acest serviciu de salubritate trebuie să plătească. Deci nu numai noi plătim, iar cei care vin și stau temporar să nu plătească. Pentru că cei care vin și stau temporar vine de două ori, o dată pe an când vin, din experiență vă spun și dumneavoastră știți destul de clar, vin și produc gunoi într-o lună de zile, produc gunoi cât producem noi cei care sunt săptămânici într-un an. Dubenor, când vine din afara granițelor țării și logic să facă lucrul ăsta, prima dată își aerisește prin deschiderea ferestrelor casa, apoi îi mătură și scoate gunoiul la container, apoi ce face? Tunde în fața porții, tunde prin curte, pentru că o să aibă și un musafir probabil în luna respectivă, s-a pus de transvet, s-a pus de tencuiri, bărâi, din schimbat acoperișul la casă și vă întreb dumneavoastră unde este acest gunoi. Deci toată lumea va plăti cei care folosesc acest serviciu de salubritate. Vedeți, în fiecare săptămână de două săptămâna mașina este la poartă și ridică gunoi. Cum ești singur, s-a mai întâmplat. Din neglijență, o uitat, lucrează oameni, cei care muncești, muncesc, greșesc, numai cei care nu muncesc, nu greșesc. Se întâmplă lucruri de genul ăsta. A trecut pe la poartă, n-a observat, omul o să scoată gunoiul în container, l-a scos într-o plasă, l-a agățat și în gar. După ce a trecut mașina de gunoi, face reclamație. Da. Se vor repara toate lucrurile acestea. Da. Alte discuții. Dacă v-aș spune.
de către juristul instituțional. Dar așa și-o studia tot ce este studiul. Și apoi, doamna Spoianu Mariana, secretarul Oate Dopteana, domnul Băuriț Toma, șeful biroului management proiect din partea primăriei Dopteana, inspector Ciprian Ișoara, primăria Dopteana, referent asistent Ignat Cristina Mihaela, primăria Dopteana. Deci acest amenajament a fost făcut încă din toamna anului trecut, 2017, finalizat. Acum vă supuneți prin analiză și aprobare, dar în ședința de comisie am trimis referentul agricol, inspectorul agricol Ișoara Ciprian, să vă dea explicații necesare. Ce pot să vă spun și eu? Amenajamentul prevăzut la alineatul 1 reprezintă actul administrativ prin care se gestionează toate pașiștele aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani. Deci acest amenajament este valabil pe o perioadă de 10 ani. Amenajamentul a fost făcut gratuit în legătură sau cum, în colaborare cu Direcția Agricolă Județului Bacău și specialiștii din instituția noastră. Vă dau explicații necesare, dacă doriți dumneavoastră să puteți spune și întrebări doamnei inspector Anișoara Țifrea, dar explicații necesare pe care le cunosc, le am la cunoștință și am studiat amenajamentul pastoral, este aceasta. Instituția noastră are 546 de hectare domeniu public, teren pășunat, împărțit, mai puțin cu cuieț, pentru că cuieț sau tunelor au act de proprietate pe izlazul pe care îl dețin din el oricum de vămășie, iar celălalt, iar amenajamentul care este făcut, este făcut pe domeniul public, cât și pe celelalte izlaze, chiar dacă se află în proprietate privată, cum este cel de la cuieță. Dar asta, ce se mișcă? Cred că nu vă dat Anișoara la explicație. Deci amenajamentul pastoral cuprinde acolo atât pașiște, cât, deci pășune, cât și pânețe. Bun. Ce se va întâmpla? În momentul când un cetățean, un exemplu, în satul Cucuieții, este identificat în blocul fizic faptul că are suprafețe de teren eligibile care se încadrează la APIA, ia din amenajamentul pastoral pe care l-a denumit când a fost obligat și a făcut pe partea respectivă și se duce la APIA și declară acolo propria răspundere spunând faptul că este curățat sau nu. Iar prin sondaj, probabil o să ia pe toți, la momentul respectiv, o să vină și o să facă verificările necesare. Dar atunci știi unde îl găsește pe fiecare. S-au luat inclusiv probe de sol. Ce se va mai întâmpla? Noi avem țară, pe care observat, cei care ați observat, cei care ați fost pe izlazul pășunii publică a primăriei Dopteana, s-au făcut niște țară, 10 pe 10. 100 de metri pătrați, acolo este cantitatea de masă verde. Câtă greutate, ca să spun pe înțelesul tuturor, va avea cantitatea de masă verde de acolo, în funcție de cantitatea de masă verde care este pe cei 100 de metri pătrați, se înmulțește în totalul suprafeței și atunci noi vom ști unitatea administrativă teritorială când cineva închiriază sau concesionează, în funcție de cantitatea de masă verde, îi luăm noi, sunt niște valori pe care le stabilește Consiliul Județean o dată pe an. De exemplu, în luna ianuarie, în fiecare an, stabilește cantitatea de masă verde prin 2-3 kg sau știu cât. O venit o oarecare persoană fizică sau politică, o vrut să ia un trup de pășuni care el avem amenajament pastoral în condițiile astea de și se stabilește și valoarea imediat pe loc. El atât cantitatea de masă verde va plăti, cât și impozitul pe teren. Exemplu cum avem astăzi, avem 500 și ceva de hectare care sunt date unei asociații până la 31 decembrie 2018, iar de la 31 decembrie 2018 va veni probabil o ordonanță de guvern sau o altă lege în care va specifica destul de clar cum vom da izlazul, în concesiune sau în chirie, iar îl vom da în funcție de amenajamentul pastoral. Da,
vine cineva, că știu probabil la ce vă gândiți și dumneavoastră, cât și cei care ne ascultă acum. Vine cineva și vrea, da, domnule, eu vreau să iau predoaia. Dar noi stabilim, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, care sunt suprafețele de pășunat pentru voi, care sunt suprafețele de pășunat pentru bovini. Bun. În condițiile astea, deci nu putem amesteca lucrurile. Cel care o luat pentru voi trebuie să asigure încărcătura pe suprafață. Deci, dacă ne uităm bine, de la 1 la 3 oi pe hectar, trebuie să încarci suprafața. Dau un exemplu, predoaia. Bun, dacă avem 80 de hectare, mulțim cu 3, 3 euro, 24, a venit 240 de oi, ca să ai încărcătura pe suprafață. Bun. Ce trebuie să facă persoana respectivă care a luat acolo 80 de hectare și trebuie să încarce suprafața? În afară de obligația încărcăturii pe suprafață, trebuie să facă conform amenajamentului pastoral. Și acolo un amenajament scrie, trebuie să faci cărări, trebuie să faci un punctul de uluce pentru apă, adăpători, trebuie să faci cale de acces, trebuie să tai porumbarul, măcieșul, ferica și așa mai departe, conform amenajamentului. În momentul când le-ai făcut pe astea toate, îți vine la verificat aia și îți verifică trupul respectiv. Nu va mai fi ce-a fost până acum o asociație, o luat toate suprafețe. Atunci se va întâmpla cineva pe un trup. Bun. Și atunci el trebuie să-și facă lucrările respective conform amenajamentului. Bun. Sunt sigur, dumneavoastră sau cei care discută, o să spună așa, domnule, eu am o singură vacă, ce fac eu? Înțelegeți? Și atunci ce se va întâmpla? Dintre cei care au vaci, pentru că o să vă dau și explicații necesare, sunt în jur de 300 de vaci, nu vorbim de cucuieți, în jur de 300 de bovini care ieri deja sunt în păcat. O să vă dau explicații imediat. Așa. Aceste 300 de vaci se află pe un trup de pădure, se zice numai de pășune, numai 72. Să duce un cetățean, persoană fizică sau juridică, o lua de la primăria Dofteana în chirie 80 de hectare, asigură încărcătura, dacă încărcătura este de oi între 6 și 10, dacă este de vaci între 1 și 3 vaci. Bun. Asigură încărcătura 3 vaci pe fiecare hectare, nu înțeleg cu totul, absolut. Omul curăță tot ceea ce este, tu îi dai vaca, lui, el ți-o păzăște, ți-o aduce seara înapoi acasă, are grijă de ea, primește sumele de la APIA și întreține izlasă conform amenajamentului. Despre asta vorbim. Lucrurile așa discută, oameni. Domnule, deci fac o vacă. Vine ăla care are bani și ia. Nu, nu e adevărat. Terenul care este destinat pentru animale, pentru bovine, va fi numai bovine. Unde va fi ovine, va fi pentru ovine. Deci lucrul ăsta se va stabili. Da. Și să vă dau citire, dar totuși suntem la acest capitol. S-a aprobat în ședința anterioară împăcatul animalelor pe izlat. Pe izlat cu unul. La larg, Merchez Ghe. Merchez Ghe, 170 de oi, 80 de capri, 2350, care deja e atâta. Doamna Găbunici, 150 de oi, plus 100 de capri, 2500 de lei, care e atâta. Ferăstrăvarul, da, cred că ăsta este potcat, 122, 100 de capre, 2140 de capre. Albu Dadin, 122 la table, 1200 de lei, pentru care au poate da 50%, jumătate trebuie să vină cu diferența asta, scrie de la termenul până întâi. Ferăstrăvarul Clement, o achitat 100 de lei, în păcate. Ioan Cepetru, 50 de lei, o achitat doar 50%. Dacă sunt are familia, are copii, dar o să vină și după aceea. Asociația Nenirea, un păcat 180 de oi, 275 de vaci, 8675 de lei bani achitați. Adică este o factură de plătăriune și e o rândă mare. Jitărel Nenuța, care un păcat la larga, deci la larga, sunt 20 de vaci stărbăciuni, vedeți, care el s-a dus din sat cu ieți și în condițiile astea au fost împăcate toate. În total, 180 de oi, 280 de capre, 295 de vaci, totalul 18.850 de lei. Toate acestea se vor regăsi pe trupurile de pășune începând cu anul viitor. Dar în formă, cum v-am explicat. Dacă aveți alte întrebări pentru mine sau pentru doamna Anișoara, ai tu ceva de întrebat? Nu, dacă. Nu, de la sunt dacă există ceva. Neclar. Noi avem amenajament și sindic, făcut pe 10 ani, care l-am suportat din bugetul local.
La Nemir avem 120 de hectare, a fost 120 de hectare prin ordinul prefectului, pășune plus pădure. Anul 2016-2017 rămăsese doar 8 hectare, restul s-a împădurit în totalitate. Acolo facem parte din Natura 2000, acolo nu avem dreptul să facem niciun fel de lucrări publice deocamdată, dar el aproximativ, nu știu dacă mai avem 2-3 hectare care face parte de pășune, diferența exact în angajamentul silvic, pentru că densitatea materialului de noastră vegetație silvic și forestieri o depășit de alea și în condițiile astea trece din pășune sau din pădure și trece în pădure de consumță pădure. Alte discuții, dacă să adaugă, în cazul în care cineva vrea să consulte amenajamentul paricilor și pășunilor, el se găsește la registrul agricol, îl studiați, dacă cineva este curios, vrea să o aproba, următoarea ședință, sunt dumneavoastră la studiu, dar următoarea ședință se va aproba modul de eliberare a extrasului din amenajament. Explicați extrasul de amenajament. Deci, extrasul din amenajament de pe harta respectivă este harta despre blocul fizic. Vine și te găsește acolo. Un bloc fizic se identifică împreună cu proprietarul și cu referentul agricol exact cam în ce poziție de apă dumneavoastră. Îți dai extrasul, te duci la apia, să nu se arăți terenul altcuiva. Trebuie să arăți terenul tău. Inclusiv lucrările care sunt obligatorii de executat pe anumite zone, cum are fiecare, punează, pășune sau ce. Da. Alte discuții. Comisia Bugeta data de somora, nu? S-a votat asta. Și s-a votat. Da, dar acum se deschid. Trecem la vot. Voturi pentru. Abține. Împotrivă. Proiect de hotărâre privind inițierea de măsurilor cu vederea construirii unei sări de sport pentru școala gimnazială de Gheană. Motivul a fost acela. Dumnealor ne-au câștigat.
văzut în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile și terenul dumnealor din groapa mașinii pentru a obține sălile de sport sunt săli de educație fizică și săli de sport cu o capacitate mare până în 2200 de metri pătrați, 150-200 de locuri în primul rând. Vă supun spre analiză și atunci. Dacă sunteți de acord acum, în faza asta, ca noi să facem schimbul de teren luna viitoare, pentru că sunt niște proceduri legale în care noi nu avem dreptul să dăm din domeniul public, avem dreptul să dăm noi din domeniul privat, pentru că la unitățile administrative teritoriale există un domeniu public și un domeniu privat. Deci domeniul public n-ai dreptul, iar următoarea ședință ar trebui să îl trecem din domeniul public în domeniul privat și apoi la următoarea ședință, în baza unor studii, unui raport de evaluare și expertiză, să putem să facem schimb groapa mașinii cu terenul care îl avem aici disponibil, teren care efectiv este de parte din instituția noastră, teren care nu ne folosim prea multe și nici nimic nu scoate din teren, decât atât. Numai dacă facem un schimb, să luăm tot o suprafață teren de schimb, ca noi să putem să construim o sală de sport. Dacă aveți discuții, dumneavoastră sau alte propuneri, vă stau la discuție. Alte discuții. Vă rog. De 17 consilieri, de ce nu aveți nimic de discutat? Dacă aș fără, la singură posibilitate de a face acolo. Poftim? La singură posibilitate de a face acolo. Nu la altă parte unde putem să facem. Ca și teren, ca și utilități, ca și asta. De acord? Nu știu ce să spun. Dar dumneavoastră sunt de acord să facem schimb. Înainte de a ajunge în ședința Consiliului, fac cum se spune de hotărâre, am avut o discuție cu dumneavoastră de mai bine de un an de zi. Spuneți, domnule. Păi nu văd un loc mai bun acolo. Dacă se poate face schimbul ăsta. Mă gândeam tot dacă din domeniul civic, dacă cred că ne-am produs, să vedea o cărticică de la față, nu cred. Nu pot să mai spun lucrul ăsta. Deci domeniul civic, dumneavoastră nu cedea dumneavoastră. Parcul de tehnologic, mai vreau cineva să mă ia o dată, știi, domnul Balcan, nu e bine. Deci nu ai dreptul să șterbești absolut nimic acolo, este considerat ce domnul Balcan. Deci acolo nu mai e natura omului, acolo nu ai dreptul decât numai cu acopări speciale să poți să ai și o cremă de alu. Rezervații la doar. Iar vă spun, o sală de sport nu poate bugetul local să cuprindă aceste cheltuieli și în mod obligatoriu numai Compania Națională de Investiții sau cu bani din alte surse constituite legal care putem să le aduce cu localitatea de să construiești o sală de sport. Nu poți construi o sală de sport așa că suprafață cum vrei. Proiectele pilot, o să vedeți mai târziu la acel lucru, proiectele pilot implică altceva. Implică suprafețe de teren obligatorii. Eu vreau să spun acela lucrurile. În 2016, prima ședință a fost local, dumneavoastră și colegii dumneavoastră mi-a spus de acord ca terenul de la Telenoiștea să trece în inventarierea domeniului public. Deci mi-a spus de acord ca să fie a noastră proprietate. Acum sunteți de acord cu schimbul de teren? Dacă dumneavoastră n-ați acord, deci nu ați fost de acord să fie a noastră. Deci nu sunteți de acord ca asta să fie a noastră, la urmă. Și acum sunteți de acord cu schimbul de teren? Dacă altă posibilitate nu. Păi cum? Altă posibilitate este cu acordul celorlalți 12 consilieri. Vreau să văd și ceilalți 0. Pentru că n-ați fost de acord să respectați o hotărâre definitivă și irevocabilă. Când ați pus mâna aici în sală pe Biblie, ați spus așa, jur să respect Constituția și legile țării. Deci o hotărâre definitivă și irevocabilă trebuie respectată, ca noi să putem să trecem în inventarea de acum discut cu cei 12 consilieri. Cadastru apelor României,
Există un angajament în care spune destul de clar că eroziunea solului persistă, deci acolo trebuie lucrări făcute și de pe apele României, pentru consolidarea mărilor și după aceea se trebuie să adică. Iar, vă rog să vă imaginați, există o degră prăstinie cu materiale de construcție, intre la mașină de dumneavoastră care transportă materialele în ăsta, pentru materiale de construcție sau ce este acolo, bine, și nu exclud faptul că chiar nu s-ar putea. Dar eu v-am spus care ar fi varianta noastră. Ne-am încadrat cu suprafața, iar în proiectul, în studiul de fezabilitate pentru canalizare, acolo în roapa mașinii, cum spunem noi, este trecut canalizarea, deci, și drum de acces. Deci, calea de acces, uite, acolo când ne-am dat noi cu Nelu Cocioară, nu? I-am dat în concesiune, dar am lăsat o cale de acces pentru a putea trece terenul care intenționăm noi. Acolo este un capăt de canalizare, dar avem noi o suprafață, instituția, și noi vrem să facem alipire cu ceea ce luăm și cu terenul nostru, facem alipire în tot terenul, facem o suprafață mare și atunci să depunem documentația pentru o sală de sport. Dacă sunt tot la capitolul ăsta, am făcut demersurile pentru a cumpăra un teren în sală de Cucuieți, de la Luca, de la fostul gestionar Luca, care se depune Cucuieți și se stupitoară a vorbit cu fica dumneavoastră de două ori în Italia. O să mai gândește dacă vine, în condițiile în care ar vinde suprafața de teren acolo, casă plus grădină și acolo ar merge măcar un teren de sport cu gazon artificial, astea sunt capacitate mai mică, dar ele sunt finanțate și de la Uniunea Europeană. Deci asta ne-ar fi avantajul. Și este și aproape de școală. Asta vreau să spun. Da. Deci lansez spre analiză și aprobare. Până la ședința de data viitoare, în discuție public, acest proiect cu schimbul de teren, cu fapt public, cu schimbul de teren, din groapa mașinii, cu acel teren de la limita DN12A și calea ferată, pentru că acest teren nu ne este de folos nouă și ne-ar folosi mult mai mult acolo, este și va face parte din domeniul public și va folosi și administra școala din Săptămâna. Bineînțeles, săptămâna viitoare acolo se va betona panta aia care duce către cimitirul pentru postal, de luni se va putea acolo, vom trece și cu asfaltul în decursul cel mai apropiat. De școală este destul de aproape, parte de lucrurile destul de aproape și cred că s-ar da, așa de copil. Este da, e. Da, dacă aveți alte discuții, vă rog. Comisia. Thank you.
S.A. Bofteana în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții S.A. a obiectivului de investiții, proiect pilot, construire sală de sport școlară. Da. Deci în anul 2000 am făcut o cerere către Compania Națională de Investiții pentru o sală de sport. Sală de sport. Deja o avem de asta, cum se numește în anul 2009. O sală de sport și noi am spus școala gimnazială. Noi spunem așa, se vor premia la zi locală.
dar totuși avem de faptul dacă vom putea și am avea posibilitatea să organizăm zilele localității, vom premia de ziua localității. Discuțiile. Domnul Marine, sunt mai bun? Supunem la vot. Cine este pentru? Comisia a dat aviz favorabil. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre în privința aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul Comunei Bofteană. Andrei, ești pregătită? Hai, te rog. La scurte cuvinte, o mai avut de face. Scopul acestui plan de analiză și acoperire a riscurilor este de a asigura cunoașterea de către toți membrii Comitetului Local Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. A sarcinilor și atribuțiilor ce le revin înaintea, pe timpul sau după producerea unei situații de urgență. Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor membrilor. Modificări importante aduse acestui plan este următor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a Județului Bacău desfășoară în prima zi de miercuri, a fiecărui luni, exerciții de alarmare. Începând cu luna iunie, se va putea desfășura acest exercițiu și pe teritoriul Comunei Dofteană, deoarece noul sistem de avertizare și alarmare achiziționat este pus în funcțiune. Componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Centrului Operativ este completat prin dispoziția primarului numărul 201 din 23 mai 2018. S-au completat cu două poziții, clocotarul Andreea Daniela, șef SVSU, și unul Diana Alina, referent management proiect. În rest, planul de acoperire și analize a riscurilor este asemănător cu anul trecut, cel de-a trecut. Da. Vă rog frumos, dacă se debată capitolul ăsta, să dați câteva explicații cu privire la sistemul de alarmare. Sistemul de alarmare, știți, la aprobarea bugetului, l-am aprobat, nu avem defect încă din vara anului 2017. Deci el ne fiind funcționat până prezent. I-am dat omul acesta nou și are o zi, nu? De când am pus, da. Am făcut punerea în funcțiune. Da, este da? Așa. Deci, în ultimii 50 de ani nu s-a achiziționat niciun fel de aparatură pentru alarmarea populației. Deci, oare cel de acum 50 de ani care funcționa nu la capacitate maximă, deoarece s-o ars motorul de două ori, am încercat ca să o reparăm și nu mai are rost, pentru că nici nu mai este de actualitate. La ora actuală, în baza achiziției publice care s-au făcut la acel procedură, da. S-a achiziționat acest sistem de alarmare. A oprit o firmă autorizată, specializată în așa ceva, din amontat, direcție în garanție 24 de luni. Da. Așa? Și poate fi acționat numai de șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență și încă o persoană pe care o voi împuternici în baza dispoziției primarului. Da. Vă rog în cursul zilei de astăzi. Faceți un referat pentru a emite o dispoziție de la secretară persoane care au dreptul să acceseze acest sistem și totuși acolo trebuie să fie încuiat, trebuie să fie sub cheie, nu are dreptul oricine să umple, să discuie sau să dezarmeze sau să pună siguranță sau să iasă. Da, sistemul este asigurat cu încuietoare, cu cheiță și nu se poate acționa decât cine are cheie. Deci poate acționa. Da. Deci, are o putere, noi am făcut câteva probe la punerea în funcțiune zilele astea, dar ieri a fost finalitatea, da? Da. Așa? Poți să vorbești la microfon, să avertizezi populația în caz de situații de urgență. Putem să... Deci, are putere de așa natură, poți să dai mai tare, poți să dai mai încet, poți să dai la maxim, care are putere destul de mare, da? Sau mai putem să facem și altceva pe acest sistem, în baza unui stick, să pui o muzică la diferite evenimente, sau exact cum ar fi radio, deci în curtea instituției noastre, sau în surdină, o muzică, să zic, o patologică, sau chiar și părintele de sărbătorile de ea. Valoarea care a fost? 2500 de lei. Deci 2500. În bani mei, 250 de milioane a fost acest timp. În fapt, nu ați luat aprobarea la buget. Da? Dacă aveți alte întrebări. Discuții, acțiune. Comisia Buget. Aviz favorabil. Spune la vot. Votul pentru. Abține. Împotrivă. 17 de lei pentru. Îndreptă. Punctul
Registrul Agricol, Arhivă și Resurse Umane. Deci că vreți să putem. Așa stă în plăzut. În comitatul de prevedere de articolul 112, generat pe litera de legea 292 de 2018, a Științei Sociale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația ca în urma consultării furnizorilor publici și private, a asociațiilor profesionale și organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local. Conform prevederilor articolului 115 aliniatul 1 din litera A din legea mai sus menționată, autoritățile administrației publice locale din Ministerul Comunului realizează atribuțiile prevăzute la articolul 112 privind serviciile sociale de asistență socială, respectiv compartimentele funcționare cu atribuțiile de asistență socială. Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date detaliate privind numărul și categorii de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi finanțate, programul de subvenționare. Luând în considerare responsabilitățile legale ce revin autorităților publice locale cu privire la aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și alte persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, propunem aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Loteană și a regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul biroului de asistență socială, Registrul Agricol, Arhivă și Resurse Umane. Da, bă. Dumnezeu ne-a făcut un devis cei de la Deogaz, în valoare de
550 de milioane, bani, sumă de bani pe care i-am achitat, și ei se refacă lucrarea de la transformator de acolo, de la parc, de la Lancia, și până la gardul stadionului, cu toată puterea instalată. Trebuie să le punem la dispoziție 200 de metri pătrați cu teren, cu titlul grafic, trebuie să face subteran instalația respectivă și să ajungă până la stadion. Cu săpătură, cu toate componentele care le au ei, inclusiv materiale care vor fi depozitate pe perioada organizării de șantier. Oricum, termenul este destul de rapid, pentru că ne-am pus în vedere faptul să se grăbească în luna iunie să fie lucrarea la. După ce dăm aprobarea Consiliului Local, trebuie să mergem cu documentația asta la Iași, Iașul face celelalte demersuri și nominalizează o firmă să ne execute și lucrări. Deci, din câte am înțeles, schimbă și transformatorul, care trebuie să procesul de așa. Dacă vreți să spun. Comisia cu medii de acest favorabil, 5 ori pentru. Să se discute. Până la vot. Vot pentru. Abține. Împotrivă. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de acordare a unui ajutor financiar și material necesar lucrării de reabilitare a fațadei la școala gimnazială Larga. Da. Deci dumneavoastră ați aprobat reabilitarea copilului la școala din Săptămâna. Lucrarea pe care s-a efectuat, s-a făcut recepția la terminarea lucrării. Pe parcursul desfășurării lucrărilor de acoperiș, la momentul când s-a montat schela și ce merg acolo, avem poze și documente justificative, cum au căzut fațada pe 10 metri pătrați. Deci cum au fost înguini, câți ani, mulți, foarte mulți ani, s-a desprins bucăți care prezintă un adevărat pericol pentru copii, mai ales faptul că mai dă cu minge, în momentul când cu minge în perete, așa se întâmplă, vine totul jos. Puteți să vă uitați pe poze sau să vă merge să sume de bani nu sunt, pentru că și la acoperiș și am mai rămas cu misărătorii care putem să ne ajungem până la școala în 2008. Dar, în situația aceasta, școala nu mai vor face procedurile de achiziții și aplicarea sumelor de bani, eventual, o parte în 2018, o parte în 2019, pentru că lucrarea respectivă, pentru a putea să-i pună termosisteme, deci totul cu polistiren, așa, cu vopsea decorativă, costă 93.586 fără vedea. Da. Achiziția se va face pe o perioadă, presupunem că e 6 luni primim anul ăsta, mai primim anul e 6 luni de zile, deci se poate face 2018-2019, de așa natură, sumele de bani care să putem să-i ajutăm noi în anul 2018, și diferența în anul 2019. Bineînțeles că școala este destul de mare, în plec cu sumă, va fi vigorată până în termen. Numai să montez schela la oară dorează. Da, dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt? Comisia de Învățământ. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Votul pentru. Abține. Împotrivă. Proiect de hotărâre pentru finanțarea de la bugetul local în sumă de 25.000 de lei privind inițierea procedurii achiziției de instrumente muzicale în vederea înființării unei campare la nivelul Matei Dofteană. Da, ceea ce vă spuneam înainte, în baza legii 350, nu a putut fi finanțată, deci nu avea cum să vină cu o valoare de trebuia să dea dumnealor o confinanțare, ceea ce nu putea să o dea și nu avea de mâine. Și atunci am hotărât în felul următor. Aceste instrumente muzicale, care la bugetul local a fost numai 250 milioane, 25 de mii de lei, să achiziționa și să fie proprietare de unități administrative teritoriale și să dăm spre administrare unei școli care poate, la rândul lor, să facă această fanfară. Deci dumnealor se duce, iar duce factura pe o formă din numele unității administrative teritoriale, instrumentele vor fi în inventarierea noastră și le dăm în bază un proces de bază pentru a putea fi administrate de școala respectivă care se ocupă să înființeze o fanfară la nivelul comunei noastre. Discuții. Comisia Buget. Aviz favorabil. Punem la vot. Votul pentru. Abține. Împotrivă. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-ecologici pentru proiectul construire de grădiniță cu 3 sări de grupă în satul Dofteana, comuna Dofteana, Județul Bacău. Da. E vorba despre grădinița de la Dofteana care a fost câștigată licitația, care s-a
făcut proiectarea și la ora actuală toată documentația se află la Inspectoratul pentru situații de urgență, care sunt trebuit o documentație separată pentru scenariul la incendiu. Documentația a fost depusă săptămâna aceasta, că proiectarea a fost finalizată și depus documentația, o să trebuie și la Inspectoratul pentru situații de urgență, apoi vom lua acordul ISC și vom emite autorizația de construire, deja organizarea și întâlnă ce poate să fie organizată. E vorba despre indicatori tehnico-economici, deci solicitat cu o valoare. Deci nu. Din proiectul ieșit o anumită valoare. Solicitat cu o valoare mai puțin. 200 de milioane, nu e mare lucru. O câștigare licitație, mai puțin 200 de milioane, cât era în indicatori tehnico-economici în momentul în care noi am scos o licitație. Așa. Și trebuie să reactualizăm indicatori tehnico-economici. Și vorba așa, valoare de investiții 2,727 825,06 lei cu TVA. Durata de realizare a investiției este de 10 luni. Deci în momentul când am emis ordinul de începere a lucrărilor, în termen de 10 luni, ei trebuie să facă recepția la terminarea lucrărilor. Asta înseamnă, dacă se apucă peste 2-3 săptămâni, maxim în unul zile la data de 1 iulie, anul viitor, în începerea anului școlar, trebuie copiii la Lateană vor merge într-o nouă grădiniță. Deci de asta vorbim. Valoarea, v-am spus, e vorba în bani de 27 de miliarde. Deci finalul ăsta va fi cu 27 de miliarde. Din ce motive trebuie să reactualizăm? Și așa se va întâmpla la toate lucrările. Motivul este acela. Rămân niște sume de bani care se duc înapoi la Ministerul Dezvoltării. De acolo nu ne-au și venit prima dată. Da. Dar acum când au terminat procedurile de licitație, când au terminat proiectarea, ei ne-au facturat. Și-au venit factura să le achităm proiectul. Proiectul este eligibil. Din Ministerul Dezvoltării se dau sume de bani pentru proiectare. Eu trebuie să-mi promit documentația acum, să o trimite la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării aprobă valoarea respectivă și le previne sume de bani în cont celor care au câștigat licitația. Dar noi avem obligativitatea asta să reactualizăm indicatorii tehnico-economici conform procedurilor de licitație și valoarea respectivă. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul numărul 14 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat din PNRR 2 pentru obiectivul de investiții, construire, clădiriță cu 3 sări, lungă, sat, Dofteana, comuna Dofteana, în prețul Bacău. Da. Deci categoriile de cheltuieli sunt cele care v-am spus. E vorba despre proiectare care ne recunoaște ei, e vorba despre execuția în totalitate, e vorba despre dotare. Spuneam, ISU ne va aproba acum și vorba ne obligă să construim o rezervă de apă, un rezervor de apă de 100 de tone, care va fi între sala de sport și noua grădiniță, a piunii veche grădiniță. Deci toate sunt eligibile, inclusiv dotări, inclusiv centrale tehnice, inclusiv grup electrogen, tot. Dar abordare la utilități. A. Care trebuie să o facem, energie electrică, deci acelea sunt niște cheltuieli care noi trebuie să le suportăm. E vorba de avizi, se raportează de energie electrică, se presupune că avem energie electrică acolo, trebuie să mărești capacitatea. Mări capacitatea, trebuie să-i aprobare, trebuie să-i probate și un transformator sau altceva ce nu se descrie acolo. Deci categorie de cheltuieli, răspuns spre analiză și aprobare, care nu sunt suportate de către PNDL2, ci sunt suportate de unitatea administrativă. Discuții. Comisia Buget? A zis favorabil. Supunem la vot. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001, pozițiile 260-265. Da. E vorba despre trecerea în inventarierea domeniului public a mai multor suprafețe de teren. Aveți, cred că, materialul, știți despre ce este vorba, dar vă dau explicații imediat. La Pod Petrol, în Cucuieți și Dofteana, drumul 149A, care pleacă din DN12A, ajunge la Pod Petrol și când mergi către Cucuieți, vorbim din
Deci noi facem o cale de acces, atât cea pe sub care ferată care trece pe Visabine Sirian, dar cu camioane mari, cu încărcătură, cu tonajul se poate, și facem o cale de acces și duce până la stația de curaj. Bun. Dar noi, din toate verificările făcute personal, pe mine, am găsit și alte nereguli. Și încep a vă spune. Suprafața 5.144 de metri pătrați și în gen 900 de metri liniar, este vorba despre drumul respectiv, 900 de metri, stații epurale pot petrol. O parte este în intravenar, o parte este în extravenar. Dincolo de stație, dincolo de atelierul central termic și atelierul electric în spate, unul este în extravenar. Celălalt este intravenar, care trece prin curtea simțirii de petrol. Deci, sunt două categorii de folosit, intravenar și extravenar. De esențial este că suprafața totală este de 5.144 metri pătrați care îi trece în urmă. Mai departe, termicul sunt construcții, 3.450 metri pătrați. Intravenant sat Cucuieț. Deci, este intravenant, pentru secția pe drum este prinsă în sat Cucuieț. Așa, 3.450. Termicul sunt construcții, 4.454 metri pătrați. Extravenant și intravenant, tot în sat Cucuieț. Deci, din 4.454 metri, o parte este intravenant, o parte extravenant. Altele, față de ceea ce v-am citit până acum. Vă dau explicații imediat. Teren curs construcții, suprafață 591 metri pătrați, intravenant sau cucuieț. Teren curs construcții, suprafața 882 metri pătrați, intravenant sau cucuieț. Teren curs construcții și aravent, suprafața 15.836 metri pătrați, curs construcții 12.498 metri pătrați, intravenant sau cucuieț. Toate aceste suprafețe de teren sunt acele care se află sub clădirile celor care administrează secția de petrol și drum, care dumneavoastră nu poate să facă dovadă proprietății prin nimic, din aceste teren. Vă supun spre analiză și aprobarea și trecerea în inventariere domeniului public pentru că știu ce fac. Deci dumneavoastră nu sunt proprietari. Noi avem acolo 5.800 de metri pătrați care știți destul de bine, cel de la dimensionare în sus, de la atelierul electric, mai sus, sunt 5.800 de metri pătrați care i-am pus la licitație și va avea loc licitația pe data de 5 sau de 6, luna viitoare, așa, care este cadastrat și terenul nostru luat tot de la petrol, cum am putut să facă la proprietății, nu fără dimensionare. Și mai avem 1.000 de metri pătrați care este cadastrat și dat în concesiune la petrol pentru stația de cogenerare. Diferența este suprafețe de teren de pe drum, de sub secția la petrol, de sub atelierul electric, de sub centrala termică, de sub stația de compresoare, terenul viran din partea stângă, unde sunt niște depozite și alte, de ce de acolo, tot terenul este al nostru. Vă spun spre analiză și aprobare trecerea lui de public, efectuarea unui cadastru pe întreaga suprafață și cine dorește terenul să-l folosească, să-l ia în concesiune sau chirii de la. Despre asta vă vorbesc. Rugămintea consilierilor din satul Cucuieț. Și nu numai. Dincolo de stația, nu, dincolo de centrala termică, pe malul Protușului, pentru că apele române și-au făcut cadastru și au rămas o suprafață din apele, din cadastru apelor române până în centrala termică, pe unde trecem noi cu drumul, care dumneavoastră nu poate să facă dovadă proprietății. Imediat după atelier și după situația acolo unde este baraca celor din Republica Moldova, imediat sunt identificați până la stația de epurare, că stația de epurare știți unde este, Megieșe, pe partea stângă cu Pecincu, pe partea dreapta e Râul Trotuși. Pentru a actualiza cadastru, tot absolut cu Megieșe, care sunt în dreapta satele românii, în stânga sunt proprietarii care sunt și ei trebuie să identificați. Rugămintea asta. Da? Da? Dacă aveți discuții, vreau. Discuțiile sunt. Comisia Politică. Același lucru vom proceda, scuzați. Și la Păcuriță. Deci la Păcuriță este trecut totul inventariat în domeniul public. Este al nostru. Dar locul unde se desfășoară activitatea PAP nu este pe partea primară și de aia trebuie să o luăm în următoare ședință consiliului. Pune la votul pentru, abținere, împotrivă.
proiect de hotărâre privind analiza în cadrul Consiliului Local și inițierea procedurilor pentru rezilierea contractului de închiriere numărul 5057 din 17 aprilie 2018 cu societatea comercială Cornela SRL. Da, e vorba despre magazinul Casa Satului de pe Valea Codului, care cu aprobarea dumneavoastră l-am participat la licitație cu strigare, așa cum ați propus. O câștigat o singură firmă, pe jumătate suprafața respectivă desfășoară activitate economică, jumătate este închisă. Cetățenii din satul Cuveț am avut două discuții, am participat la două întâlniri cu dumneavoastră acolo. Toată lumea și toți recunoaștem că acel magazin a fost construit cu surse proprie a cetățenilor din satul Cuveț. Toți au dat bani pentru acel magazin. Noi l-am reabilitat în cursul anului 2017. Bun, jumătate din el, acum el este câștigat la licitație toată suprafața. Jumătate din el este folosibil, jumătate din el o ține închis. Din discuțiile purtate cu cetățenii, are ieșit faptul că dumneavoastră vor să mai facă și alte activități. Deci, un praznic bisericesc, o pomană, să o facă acolo, în terasă pe care am aranjat cu noi. Da? Sau chiar, de ce nu, o cumetrie mai mică care merge acolo. Este destul de bine gândită și fixat. Am vorbit inclusiv cu Ionela SRL, reprezentatul firmei respective, pentru că oamenii au și alte nemulțumiri cu privire la prețurile care sunt acolo, nu are niciun fel de concurență, ne are niciun fel de concurență, dumneavoastră nu sunt mulțumiți pentru că mulți dintre ei sunt pensionari, vă supun spre analiză și aprobare să închiriem numai jumătate din spațiu și diferența să o scoatem separat la licitație. Mă înțelegeți? Deci între ei să o dăm în două, iar diferența se scoate la licitație să vină un om din sat și acel om din sat să stea la dispoziție celor care vin și desfășoară alte activități, o comană, care vrea să-și facă o cumetrie mai mică sau o altă întâlnire a tinerilor. Dacă sunteți de acord cu propunerea pe care am gândit-o, împreună cu o parte dintre dumneavoastră și eu. Da, discuții de aici. Discuții? Comisia juridică a fiscal locabil. Supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Și ultimul punct de considerare. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcții publice din statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Moftean. O să vedem probabil explicați săptămâna secretară, dar în cursul săptămânii trecute, inclusiv ieri, da? Trei funcționari publici de modele administrativ teritorial au susținut examen scris și oral pentru promovarea în gradă. Bine, după promovarea dumneavoastră în gradă, am înțeles de semnificat statul de funcții. Toate cele trei funcții au promovat de la gradul de asistent la gradul de principal. Jitărel de Luța, Nebriu Anacadă și Ignat Cristina Mihaiu. Da, dacă aveți discuții. Supunem la vot. Votul pentru. Abține. Împotrivă. Da, deci ședința s-a încheiat, a luat sfârșit. La diverse, dumneavoastră o să vă rog să vă spuneți ce probleme aveți, unde gestionați situația în statele respective. Dar mai întâi de toate, permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă adresez atât dumneavoastră, cât și celor care ne văd, ne ascultă, la acest moment. Vreau să mă adresez tuturor, spunându-ne următorul aspect. Ceea ce s-a întâmplat în de luni de zile, de când am avut ședința Consiliului Local Ordinar. Ați văzut dumneavoastră, l-am amenajat cu mare atenție și cu costuri destul de mari. Fântâna din satul Bogata, aici, între Bogata și Dorfeană. Am pus și niște flori, 4 ore de flori, care au rezistat aproape o lună de zi. Da. Deci, ce s-a întâmplat? Duminică spre luna, da. Duminică spre luna, faptul că eram liber cu toți și era sărbătoarea de Ierusalim, în cursul nopții a fost o strasă. Noi am depus o cerere la postul de poliție rurală, o cerere, o plângere, o reclamație și dumneavoastră face cercetări. Tot dumneavoastră de la poliție ne-am invitat astăzi să participe aici alături de noi și este a doua ședință ordinară care nu participă, mă gândesc la faptul din refuz. Pentru
cu data trecută a spus că e sâmbătă, dacă mă amintesc, mi se pare că am avut și anunța sâmbătă. Am vorbit personal cu dumneavoastră și o zis că vine. Astăzi, ce v-a spus domnul Lovă? Deci, la ora actuală, dosarul s-a făcut în postul
condiții de care spre CCD, în condiții din care am depus dovezi cu toate firmele. Da, depășesc lucrul acesta și a doua până azi schimbăm forme. Te schimbăm altă forme, azi bani, dar o să vedeți cât va ține și acolo. De poate, eu știu, vom fi solidari, atât noi, consilierii locali, cât și cetățenii localității și pe cei care iubim, să putem să anunțăm pe cei ce conduce localitatea Doftena, să luăm măsuri împotriva lor, pentru că nu mai merge cu atâtea voturi. Ne-a furat invitatorul care face stânga către cucuieță, drumul care merge pe drumul. Da. Vă rog să vă interesați să vedeți cât costă un invitator de cucuia. Vreau să mai aduc la cunoștința publică a tuturor. După montarea acelor plăcuțe cu nomenclatorul stradal, cu denumirea de străzi, s-au apucat să le distrugă în seata, s-au apucat să distrugă pe Valea Podului, s-au apucat să distrugă pe Valea Lărgii, de grupi toate autocolante. Noi am dat comandă, chiar astăzi mi le-a adus altele, dar banii aceștia n-am vrut să iei decât tot de aici, din bugetul unității administrative teritoriale, din spatele și din buzunarul, din transpirația oamenilor care plătesc impozite și taxe. Oare să distrugi 30 de plăcuțe, nu i-a văzut nimeni? Atât întreb. Să distrugi 30 de plăcuțe care sunt puse civilizat pe gard, să le arunci și să tragi de ele. Dar cred că sunt o parte și din cei care au spus că nu vom veni strada. Cred că sunt o parte și din cei care au spus că, da, dacă ne-au pus denumiri de străzi, acum ne trece primarul la nivel de oraș și să măresc impozite. Mă refer la cei adulți. Și mai sunt și acei copii care, poate din neglijență, din necunoștință, de cauză, lipsă de educație, distrug aceste plăcuți care sunt investițiile din buzunarul părinților lor. Am făcut o adresă scrisă, am participat la ședințe publice la școli și le-am spus destul de clar copiilor că nu este bine ceea ce face, iar banii pe care eu să investesc să cumpăr alte plăcuți sunt din buzunarul părinților lor și în loc părinții să le cumpere ceea ce trebuie să le cumpere, vor plăti și sancțiunile respective care cei vor fi prinși, bineînțeles că nu putem să facem decât vor fi sancționați. Altfel nu se poate. Merg mai departe. Vreau să aduc la cunoștința tuturor și cred că ați observat și dumneavoastră. În localitatea noastră, suntem prima localitate din județul Bacău, care am început corectarea selectivă. În afară faptului că avem câte o europobelă de 110 litri acasă și spate în gunoiul, la ora actuală au pus 45 de euro cu bere, care nu le-ați văzut de veneți aici. Ele sunt cu capac, cu cheie și nu pot fi descuiate. Dar acolo are niște orificii pentru colectare selectivă. Peturi, carton și sticlă. Cei care vine și le descuie, când vine și le descuie, vin cei de la Rompres, le ridică, tot în aceleași costuri care noi plătim gunoiul anual, ridică selectiv aceste contaminante. Nu va fi nimic suplimentar. Numai că trebuie corectare selectivă. Pentru că dacă în astea găsim sticlă, peturi și cartoane, ar trebui ca în acelea noastre de acasă, când le scoatem săptămânal, o dată pe săptămână, să găsim deșeuri menajere. Doar atât. Nu? Și atunci va scădea cantitatea de gunoi și noi nu vom mai plăti mulți bani. Vreau să vă informez că am avut în verificare și control garda de mediu. În urmă cu o săptămână sau două, ni s-a calculat faptul că noi nu am scăzut cantitatea de gunoi și am plătit din bugetul local din spatele oamenilor 1600 de lei, 160 de milioane în 24 de ore din taxa de salubritate care plătește oamenii, au luat 160 milioane de acolo. Și încă 10 milioane de lei, 1000 de lei. Amendă pentru faptul că de ce am depășit. Deci 1700 de lei în 24 de ore vă pot face dovada plății din ordinul de plată. Deci rog pe toți să nu mai scoată crengi, vegetație, să nu mai scoată bucăți de scândură, cărămidă, țâglă sau alte materiale de construcție. Am indicat locul unde să ne ducă, la groapa de produse inerte. Dacă este țigă, nu prezintă un pericol pentru sănătatea populației și poate să fie acolo sau orice material de construcție. Pentru că altfel, banii pentru acele penalități sau
sume pe care contribuim fiecare dintre noi, mai mult, mai puțin, dar trebuie să dăm, suntem plătitori de taxe și impozite în toată țara și totul se face pe banii noștri. Cu cât scade calitatea de noi, cu atât este mai mic. Mai departe, vă dat explicație fata de la SVSU despre sistemul de alarmă. Deci sistemul de alarmă, după cum v-am spus, a fost achiziționat, a fost montat, s-a făcut punerea în funcțiune. Așa, v-am spus persoane care vor avea acces să vorbească la microfon, persoane care vor avea acces să alarmeze localitatea în caz de situații de urgență, ele au un sunet, un sonor diferit față de celălalt, numerea celălalt. Asta este altfel. Este montat pe dispensarul medical, considerăm faptul că este una dintre clădirile mai înalte din localitatea noastră. O situație de urgență, știți ce înseamnă? Situația de urgență înseamnă, Doamne ferește, calamități naturale, inundații, cutremuri sau alunecări de teren, în care prezintă un adevărat pericol pentru populația și sănătatea celor din jur. Asta nu înseamnă că tragem sistemul de alarmă ori de câte ori este nevoie. Decât atât, numai la verificări și în momentul când face exerciții de alarmare, Inspectoratul pentru situații de urgență a județului Bacău, numai prin președintele Comitetul Local pentru situații de urgență, deci în spețe primară. Mai departe. Și aș ruga, în continuare, toți cetățenii din localitate. Ați văzut dumneavoastră între Doșteana și Târmănești, ne-am apucat, mergem mâine, fiind două săptămâni de când trăie tundem iarba pe parte și pe altă. Care ar trebui să facă cei de la drumul național? În momentul când tundem, am achiziționat anul acesta, două sau trei motocositoare, care puteți să vă interesați cât este valoarea, punem benzină, punem ulei și oamenii în permanență tunde, grevează și transportă. Sub aceste, sub vegetația pe care noi o tundem, găsim ce? Pachete de țigări, cutii de repul, doze de bere și alte aruncate care le strânge. Astea de unde sunt? Tot de către cetățeni care sunt deciși de educație și nu le place să stea într-un mediu curat și în curățenie. Bun. Cei de la drumurile naționale mi răspund că nu suntem programați acum și o să vin ei cândva. Cum au venit și anul trecut, la sfârșitul lunii august. Ori la sfârșitul lunii august, noi și trecem dintr-o perioadă de secetă în care se topește iarba de un aspect destul de urât, iarba fiind topită și uscată, în momentul când a urcat un muc de țigară de pe geamul mașinii sau în altă parte, se produce altceva, incendiu, cum spun și altfel. Deci rog toți cetățenii să-și curețe iarba de la porți, pentru că avem experiența asta a mai multor ani, care tundem, deci tundem pe marginea drumului și tundem la drumul, dar veniți și tundem și aici. Și eu plătesc impozite, știați. Vă rog frumos fiecare dintre noi să ieșim să ne facem curățenie la poartă, să ne tundem iarba. Avem o hotărâre a Consiliului Local care a fost emisă în anul 2017 sau 2016, să știți că curățăm în dreptul lor, vom face un calcul pe metru pătrat și îi va adăuga la impozite și plătește. Nu se poate. Nu se poate. Cei care sunt pe casă în afara granițelor țări, înțelege și asta. Până nu sunt în țară, știu că când vin în luna august, își fac curățenie. Dar cel care stă în casă și în momentul când aude mă o supărare la poartă, iese și pune mâinile la spate și nu vrea să-și curăță șanțul, nu vrea să-și adune hârtiele pe jos, nu vrea să-și tundă iarba, cu părere de rău, vom trece la sancțiuni. Nu știu dacă o să mă înjure toți, dar oameni cu bună credință, care înțeleg aspectul ăsta să-și facă curățenie în fața porții, pentru că mai nou, la ora actuală, avem în verificare și control curtea de conturi, o merge pe două săptămâni, facem verificări aproape zilnice, în fiecare zi, în localitate cu construcții, ilegale construite, garduri, întrebându-mă destul de clar, aceste garduri sunt zidite, sunt construite, sunt frumoase. Vezi gard frumos și cu iarba de jumătate de metru crescut în fața porții. Dar oare nu putem să ne facem timp într-o lună de zile odată ca să poți să spunzi iarba respectiv? Deci nu este rușine să rezic din ora. Pentru că foarte mulți și cei mai mulți sunt oameni conștienți, înțeleg și cum iarba fără să ducem mai la parte. Pun un polițist în condiții în care el ar putea să stea în pânză să-l prindă pe ăla care fură flori sau care comite alte fapte în succes. Îl pun să pândească flori sau când vine de acolo, trimit la poarta fiecare, cum a fost și ieri sau la ieri, la schimbul 2, ziua de după amiază, se duce și îi bate în poartă de nenumărate ori la aceeași persoană în fiecare an.
să-și tundă iarba din fața porții, să-și facă curățenie, să-și adune o hârtie, să o depună acolo unde trebuie, să o ardă, să o pună într-un container. Vrem și avem pretenții că suntem oameni civilizați, educați și curați. Și așa este. Și așa este. Dacă mergem de la Onești și până la Comănești, vă rog să mergeți în orice societate comercială și imposibil să nu găsim cel puțin un om, dacă nu doi, care lucrează din Dofteana. Asta înseamnă că doresc să muncească, atât tineri cât și ceilalți adulți, și sunt oameni harnici și pot să arăt cu degetul că este adevărat și ne mândrim cu ei, cu toți. Dar cineva, în urmă, rămâne acasă care trebuie să facă un pic de curățenie, în fața porții. Măcar atât. Dacă nu facem fața porții, nici nu vreau să treci în gură. Deci se despune șanțul. Ați văzut ce s-a întâmplat în toată țara. Situații de urgență. S-a inundat orașul întreg. Au venit apa, șanatorul nu a avut pe unde să scurgă. O depășit capacitatea pregurilor canalizărilor. Dar nu e cazul de canalizare, dar în mod automat, șanțurile din fața bisericii, deci la biserica 1 Dofteana, trebuie curățate. Dar în fiecare an să ducem la aceeași persoană, să spunem, nu știu cum e aici, la Sare, zis Ghebuță. Da. Deci care ai probleme cu el de la început, ai până la sfârșit. Cu Sare am avut și alte probleme. Cu situații de urgență, i-a luat soția împreună cu copilul, le-am plecat la un centru de recuperare maternal la Bacău. A doua zi alte probleme, că eu rămas un copil la casă și eu cu copilul trebuie să luăm o declarație că nu îl agresează, nu îl bate și mai departe. A treia zi du-te la el și obligă să tundă șanțul și nu a dus nici în ziua de astăzi. A patra zi du-te la el pentru faptul că uitați-vă și în spate când veniți la biserică, are un metru pătrat de țiglă căzută de pe acoperiș și îl pune să plătească 200% așa cum ați votat și de unde să dea pentru că el nu și-o plătit în urmă cu 5 ani. Bun, ăștia nu plătesc, după cum am spus, nici taxa de salubritate. Avem 850 de familii care nu au dat un ban de 10 ani de zile. Da, deci noi ducem greu cei care plătim impozite și taxe. Dar ei nici măcar nu poate să-și pună în fața porții. Vă rog să mergeți și să vedeți joia, vinerea, îi dăm pe listă, sau mi-am dat cu toate satele, mi-am dat cei care nu și-au plătit. Să vedeți dacă nu are contanii de scos la parte. Joia și poate contanii la parte. Ce nu plătim cu noi de 10 ani? Vinerea scoate la parte și el nu a plătit vreo 10 ani. Bun. În momentul când duce poliția la el să-l determine să plătească, bagă contanii în notul când ai plecat să duci și îl dăm primul pârâu. Și atunci afectează întreaga populație. Pe trotul și numai peturi, pe toate râurile, pârâurile, toate gropile, numai peturi aruncate. Deci mergem cu poliția, consumăm benzină, consumăm motorină, numai ca să-l urmărim din unea dintre ei care ei nu înțeleg. Am găsit găini moarte la Ciușoara, la Bogdan, la Bogdan. Da, la Ciușoara, la Bogdan, două găini moarte. Pe Brădățel, la Deal, vă rog să vă duceți în primul părău, a treia curbă, cu partea stângă, dacă nu 10 sași dus numai cu mizerie, numai cu plafone aruncate și așa mai departe. Nu o smolță. 1% dacă ducem, sau 1 la 1000 dacă ducem. Dar dacă am duce toți, ce să rămână? Ce să rămână? Deci vă rog frumos să luați atitudine cu privire la aceste aspecte. Și dumneavoastră îi vedeți, și eu. Îi spunem frumos, Doamne, nu-i bine ceea ce face. Nu se poate altfel. Deci nu se poate altfel. Așa. Ați văzut programul de pășunat. Am obligativitate ca să vă dau următorul răspuns. În cursul zilei de ieri, mi-am venit la adresă de la Consiliul Județean, prin care m-au informat măsurile luate în urma situației neplăcute de pe data de 21 mai 2018 în legătură cu școala Scalare. Știți cu toții, Primăria Comunei Dofteana a obținut un proiect pilot prin care se asigură o masă caldă sau sandwich la școala Scalare până în 500 de elevi. Să facă așa. În aceste condiții s-a întâmplat o situație neplăcută în jurul orelor 11:30, în situația în care mai mulți copii au acuzat dureri de abdomen, grețuri, vărsături. Copiii au fost izolați într-o singură clasă, au venit, bineînțeles, prin sistemul de alarmă 112, sistemul unic, au venit cei de la Zmord, au venit medici, paramedici și alți specialiști care au verificat. N-am putut să ne pronunțăm niciunul dintre noi, pentru că nici nu avem dreptul acesta, ceea ce s-a întâmplat. Dar, ce îmi comunică de la Consiliul Județean, vă dau citit. Inspectorii sanitari au stabilit măsura interzicerii funcționării unității de catering aparținând societății comerciale Faim Roata SRL din Dofteana, județul Bacău, în conformitate cu legea numărul 95 de 2006,
republicată privind reforma în domeniul sănătății până la stabilirea cu exactitate a cauzei care a generat îmbolnăvirea. Deci, nici la ora actuală, nu se știe care a fost cauza. Câteva ieșiri de la spital, de scrisoare medicală în urma verificărilor acelor copii, scris în termenii dumneavoastră medicali, le am și eu la mine pe birou, care nu explică nimic ceea ce s-a întâmplat. Dar îi lăsăm pe domnul Sfânt. Mai departe, în data de 21.05.2008, au fost efectuate verificări și la unitatea de desfășurare situată în vecinătatea școlii, de unde copiii cumpără frecvent produse alimentare, în paranteză dulci. Au fost constatate avate la normele specifice și a fost aplicată sancțiune contravențională conform hotărârii Guvernului 857 de 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice cu modificări și completări ulterioare, articolul 43 litera A și B, articolul 52 litera A, în cuantum de 2000 de lei. Ne-a venit un proces verbal în cursul zilei de, ieri a fost miercuri, da? Marți, un proces verbal de sancțiune împotriva societății comerciale a Imoloaca SRL de 800 de lei. Deci au fost sancționați deocamdată ambii, atât cel cu cateringul, cât și celălalt. Deci să ne înțelegem și să n-au altele decât ceea ce spun și citesc eu aici. Deci, au stabilit măsura interzicerii funcționării unității de catering aparținând SC Aim Roata SRL din Dofteana Jurisdictorului. Deci, unității de catering. Deci, transportul acolo. Nu faptul că dumneavoastră ești desfășurat activitatea cu restaurant social în continuare. Dar numai până la stabilirea motivului sau cauzei care s-a pus în bolnăvire. Din ceea ce mai citesc aici, ce trebuia dumneavoastră să facă, dar nu știu ce să facă, și puterea calorică a fiecărui produs. Deci, copilul a putut și faptul că a putut să fie, dacă a avut putere calorică mai mult pe produsul alimentar, el având vârsta respectivă, a putut să fie depășit și poate greșit. Am mai mâncat ceva. Nu. Deci nu pot să răspund. Au fost copii care au acuzat dureri de abdomen și grețuri și n-au mâncat dulciuri sau au mâncat singuri sau au fost care l-au acuzat care nu au mâncat nimic. Dar nu trebuie să le fac statricii care sunt specialiști. Din câte am înțeles, trebuie să ne mai bine încă o documentație la DSVSA, Direcția de Sănătate Veterinară. Acum vom vedea și acolo și vă voi comunica la momentul respectiv. În mare, v-am dat explicațiile, zic eu, ce am avut de spus. Acum, v-aș ruga dacă dumneavoastră aveți alte probleme, dar n-aș vrea altceva decât să ne notificăm exact pe toate. Ați văzut, vinerea trecută am schimbat toate lentele, de la Taraș Mihai și până la Domnușova, să mă bine zic, până la Necopol. Am schimbat pe uliță la Boboc, Vasil, la Gâza, zis, așa, ulița Rusu, s-au schimbat pe de 40. Da. Nu mâine, pentru că mâine s-o declarați vinerea lucrătoare, vinerea viitoare va începe la dumneavoastră la Bogata. Așa cum a spus, aveți până în 30 de ani, nu? Până în 30 de ani, să modernizăm și zona respectivă, în mintea răzutăților și cât de mai are. Cele care au fost date jos de pe stâmb, care este de timp vechi, se află în magazin instituției noastre, care sunt pentru casare, le vom casa și sume de bani le vom introduce în casele instituției. Cele care sunt de plastic, de timp, vom face un proces de bază de casare și atunci vom îndepărta le-am dat la o firmă care colectează acest plastic. Dacă aveți, dumneavoastră, și altă. Sunt o parte din copiii de la Bogata care așteaptă o stație.
la podul care e preci, că nu are nici de spate teritorial, în fel de trăbăinat, din scurgerea apelor pluviale, drept în marginea podului, copiii nu mai au nici o pilică rosată, pentru că este direct trecere la pod din cauza apei care totul nu e dat. Podul este acolo, la bine. Dacă plouă sau intervenit. Nu, domnule,
trebuie să faceți ceva. Oricum, aici 6 metri și locul 85. Cred că care sunt cu microbuze. Construim una asta, dar nu urmă parte. Dar tot din bubuie pe astea să ajungi și vine ar putea să luăm una de acolo să o ducem la bogat. Spunea să vedeți. Da, am reținut. Domnul Stoar, am avut probleme de presiunea. Da. Îmi spune doamna viceprimar, scuzați-mi, da. Cu centru civic. Ați văzut, am schimbat stepea, păsiu și reclama aia care face reclamă sau cu reclamă la bază și vă să vedem o vreme. O să o mutăm, va deveni un centru civic, iar de nevoie spre ce? A, toată partea din la PT2 și până la ieșire am extins și rețeaua de iluminat. Va da discut de bine, strada este discut de largă, dar în schimb vin și stau, vă rog să înțelegeți să uităm pe camera la să vedeți cât se mânță să mănâncă acolo. Și de jos. Cutii de doze, de bere, de sucă și mai pe mai nou, acum se joacă tenis, domn primar, în fiecare seară, dacă ați văzut, ați trecut și ați văzut. Vecinii noștri de aici, câte 10 ani joacă tenis, deci chiar acolo și mare, nu știu, mai trecut de 18 ani, deci nu sunt copii mici. Nu, sunt oameni care au acasă. Oameni? Dita mai oameni se întâmplă. Știți ce se întâmplă? S-a sunat la poliție, păi, vorbim de poliția locală, nu poate să facă față cu cine joacă acolo. Deci s-a sunat la poliția rurală și din aceste motive era bine să fie cineva reprezentant de la poliția rurală. Așa, dumnealor răspund numai la 112 și în momentul când îi sunăm altfel, prin alt telefon, spune noi suntem la Pârgărești, suntem la Târgul Trotuș, în zona de nu prea de activitate. Înțelegeți? Și când vine aici, știți ceea ce face da. E o gălăgie acolo seara și joacă tenis, nu mai poți trece pe jos, pe acolo un copil nu mai poate trece pe acolo, sau pentru că lasă firma constructoare de biserică, lasă aici în fața noastră, ați văzut, lasă utilajele. Și vine, trage de oglindă, sparge de oglindă, se urcă pe pavaj și mai prea. Nu mai vorbim de asta. Poliția este plin foarte puțin și nu știu dacă se vede. Vreau să înțelegeți că în urma adresei care facem astăzi, la următoarea ședință Consiliului Local, pentru că săptămâna se putea suna șeful secției numărul 3 de două săptămâni, îl invităm personal să prezinte aici, atât șeful de post, cât și șeful secției 3, să putem sta de vorbă, iar atunci vă rog foarte mult de tot să facem de vorbă. Despre asta vorbim. Da, domnul. Bun, în larga reprezentă de două săptămâni, eu fiind la începutul liniei, aveam pe doar 6 posede. Acum nu e presiune nici pe funduș. Câteodată, chiar și pe timpul zilei. Poate se mai poate lucra să mai leagă la presiune. Vedeți ce seci că avem, că cât o plouat, o plouat numai așa, parțial, că e un mine loc. Cei care ați avut drumul în colosul Zadean, ați văzut că apă este îmbunat. Da, a scăzut. Da, a scăzut. A scăzut. M-au sunat și oameni din larga, spunem așa că noi aici, în Doctena, suntem la cota 200 sau la cota 300, cam așa, suntem noi aici, centrul localității. Și aici sunt probleme. Aici, inclusiv. Da. Mă gândesc cu oamenii, mai pe o gură de apă din lumea locul cei care și-au îngrijit o fântână. Noi, la ora actuală, era dărâmată acolo, la curbă, la Băcioi, aproape dărâmată și am tencuit-o, am reabilitat, dar câte fântâni nu sunt, ceea ce oamenii le lasă, chiar dacă este la poarta lor, le lasă din rigidinie, din cuică, nu mai scos apa de foarte mult timp, acum se dea apă plată, mai nou să mai dea și apă de la conductă, dar uitați că și de conductă o să scadă și nu știu ce vom face. Pentru că, dacă nu există presiune și nu are de unde veni apă în bară, întrebarea mea este de unde vreți ca să avem apă. Mă sună din fundul lărgii, să-i pompez, dar ce să pompez dacă nu avem apă? Vă rog să înțelegeți. Și mă gândesc la lucrurile acestea. Dar haideți să ne gândim la altceva. Haideți să ne gândim, Doamne ferește, din incendiu, cum a fost acum la Dărmănești, pentru 3 săptămâni sau când a fost și formația noastră de pompieri la Blocov, așa, de o lună de zile, o ars 3-4 case. Acolo. Vă întreb, de unde apă? De unde alimentez cu apă ca să strângem incendiu? Că atunci toată lumea sare pe noi. Da. De ce? De ce nu ai apă? Dar nu se rămâne. Și dacă am optat pentru a construi o rezervă de 100 de tone de apă, o rezervă de 100 de tone de apă, dar când o să fie pe campul viitor, o să avem la Dofteana, asta ar însemna 100 de tone de apă, avem câteva zeci de mașini.
numeroasă de 4 tone, da? Avem câteva zeci de mașini. Doamne ferește de incendiu. Pentru că n-ai cum să le vedeți. Te prinde incendiu cu 4 tone de apă. Mai am și eu ăștia de privarea totușului toți până la pompieri militari, mai văd că m-au 40 de tone, 50 de tone. Dar nu poate să lăsă nici orașul unde ești descoperit, sau Târgoma și să vină. E destul de grav. Deci prima prioritate asta este să avem apă, de neurgână Dumnezeu de apă, să fie apă în baraj, ca să poată să proceseze apa brută, stația care voia și să ne dea apă. Și atunci dacă există apă, la toate telefoane date de noi, când interesează și cu noi populația, domnule, este consum mare de apă, e destul de clar. Atâta timp cât este cald, plus 22, 23, să se duce până la 30 de grade, căldură, fiecare cetățean nu mai bea un litru de apă pe zi, bea două sau trei. Animalele nu mai bea, îi dăm acasă de la conducte, la ciușinea, de la copțuță, să nu mai bea două pereți, bea patru. Deci se dublează consumul, că avem și un specialist, da, se dublează consumul și scade totodată presiunea și cantitatea de apă. Iar cei care o ține din suport de la baraj, fac un pic de economie. Părerea mea asta este, ca să poți să vreau să înțelegi. Deci am reținut care vreau să da. Domnul primar, vă rog frumos să aveți în vedere, acum domnul din Inghilterra, apărătorul Felicitării de la s-a dus în plăcea copii și jucau și să mă împing jos, nu știu cea gramată, cam până la orice. Apărătorul ăsta de știu. Protecție. Protecție, aia, pentru mai sus. Să știți că aia nu mai. Uite cum avem și noi, să vedeți, când o să ajungem către stadion în partea dreaptă, o stabilit proiectantul, când o să asfaltăm acolo, o stabilit proiectantul o anumită zonă, să parafe de protecție. Da. O să mai avem și șesul de octenie, vreo două sau trei locuri. O anumită lungime cu un parafe de protecție. Parafetul de protecție este fixat de către proiectant. La o anumită lungime, la o anumită distanță și un anumit punct. Vă rog să înțelegeți. Ori ne ducem noi în instituția să modificăm? Nu. Noi putem veni cu ce? De pe parafețe respectiv, noi să sudăm, să punem o plasă de un metru, nu? Deasupra parapetului, nu? Așa. Ca să nu punem în pericol și copii care trec de acolo. Asta ar fi o altă propunere. Dar să modificăm parapetul, doamne, ori deci mai sus, nu? O venit unul și o trecut pe desubt cu viteză, cu motoscooter sus în cap și s-a întâmplat ceva cu el, și atunci, cine l-a hotărât asta? Primarul, da. Nu? Nu a respectat proiectul. Așa că ea l-a întrebat. Doamne, ferește orice. Deci, ați văzut cum am făcut pe răusoților, când am făcut la Bioanele Renal. Noi ne-am dus și am făcut cu parapetul de deasupra, cu plasă, cu o mână curentă, vine un animal de la deal, să bată, să împinge un copil, să duce jos. Da. Vă rog să înțelegeți, asta, să înmutați, asta avem în vedere, da, într-adevăr, să săptăm, să ridicăm mai sus cu țeavă rectangulară și cu plasă. Asta am putea da. Modificarea parapetului, așa cum o dat pe tânăr, așa rămâne. Da. Mai departe. Domn primar, eu am legătură cu centrul civic, tot ați văzut dumneavoastră mai înainte. El am văzut cum s-a dărâmat, a demolat casa la Găburici, un lucru care e foarte bun, a spus că de mine era parara mai acolo. Lucrarea la doamna Valentina a fost acolo, care a ieșit pe care a fost chiar bine. Tot ați mașini, mașini care e parchiat acolo și arată foarte, foarte bine. Și aș vrea să propun dacă s-ar putea. Am văzut că chiar s-a făcut, am trecut, m-am uitat. Vis-a-vis de magazinul central, aici este șanță, dar pe partea dreaptă, deci de la Tatăl Ieruța și Ban până la Cărneluș, e un șanț care este cam degeaba, apă prea multă de lucru. Dacă s-ar putea betona, pus deasupra, cum ați mai făcut, nu știu, ne-ați mai făcut, acoperit șanțul respectiv, și acolo se pot parca 5-6 mașini, prin 2 metri ceva lățime, m-am uitat din marginea drumului până în gard, și o lungim de 30 de metri. Dacă s-ar putea betona să iese cum o ieșim, ar fi perfect. Noi am făcut altceva. Am adresă. Am făcut adresă scrisă către cei de la central. Să-și facă parcare. Dumnezeu a venit un proiectant. Pentru că suprafața de drum din gard în gard, acum nu mai este că suprafața de drum în mea de pătate este numai ce este cu ora asfaltă. Nu, este din gard în gard. Acum sunt în județean. Deci, ori nimeni nu poate să înceapă astăzi o rătăvoară, un drum modernizat, fără scurgerea apelor cu viață. Nu? Bun. Deci, eu am propus la proiectantul respectiv că ne-am obligat
Padere, cei de la central și-au pus Padere, faptul că i-am notificat noi și-au făcut și scurgerea acolo. Dar terasa respectivă este în domeniul public al nostru și ne-am permis lucrul ăsta și ea este declarată ca o terasă acoperită cu folosință din domeniul public și o plătește familia respectivă la instituții. Deci plătește toate terasele care le vedeți în lucru. Iar acolo a venit proiectantul și spune, fă proiect, fă o estimare, să nu duci ce fezabilitate, mergeți la Consiliul Județean și vedeți dacă vă permite lucrul acesta. Ei când face scurgerea apelor pluviale, ei ia, fac un studiu hidrologic. Câtă apă, nu vine acum. Dar Doamne ferește, dacă se întâmplă cu zonul ăla, la Craiova, cu zonul ăla, poate este altfel. Că de propus același lucru le-am propus. Da, nu mă ajorăm, nu știu ce face. Ei vine și spun așa. Știți ce spun? Îmi arată indicator. Că n-ai voie să parchezi, n-ai voie să blochezi sensul de circulație, n-ai voie să blochezi la mai puțin de 5 metri din primul colț în intersecții și altele. Noi, dacă am avea dreptul să aplicăm niște sancțiuni, dar nu știu de ani, ne-am putut și scrie întrebați doamna de lucru, am avea dreptul. Dar în momentul când vine unul și i-ai dat o sancțiune și pe drumul județean, ei în mod automat te contestă în instanță și câștigă pentru că categoria de folosință drumului este DG116D, aflat în administrarea județeană și la Călătă. Despre asta vorbim. Am avut discuții și n-am avut stat de lucru zău. Da, pe care am făcut stații de șanță la ieșiul și am folosit terenul. Auziți, n-aș putea să vă mai spun altele, nu mai am niciun curaj să le mai fac acolo, urmă acolo. Când vine canalizarea și face praf pe parte și pe alta, am avut ocazia să merg zilele acestea în niște orașe limitrofe care am văzut ce dezastru rămâne. Da, și rămâneți aici din curbă. Eu am spus niște orașe limitrofe, nu mai zic de cine. Este dezastru tot. Este dezastru tot. Păi dar ei au acoperit, au pus asfaltul înapoi, dar s-a lăsat asfaltul pentru că n-au gaura care a lăsat-o, n-au... În regulamentul care ați aprobat ședința anterioară extraordinară, ați văzut că scrie acolo. Deci să rămână la forma inițială. Bun. În momentul când sapul escavează, vine doar de asfalt, rămâne la forma inițială, bineînțeles că el se lasă, dar are și o garanție de 24 luni după ce s-o lasă. Dar numai când s-o lepie ăla care ți-o făcut lucrarea și rămâne în garanție, ăla a intrat în faliment. Pentru că așa este legea în România, deocamdată. Despre asta vorbim. Am reținut despre ce este vorba, v-am spus, nu am niciun curaj, că știu. Un avantaj pe care o să-l avem noi este următor. Față de ceea ce văd în alte orașe. Este de fapt că o scrie să facem să vă duc pentru canalizare. Venim de la parcul dendrologic pe drumul județean, pe o parte și pe alta, cu două fire. Adică dacă vă duceți în altă parte, e cu singur fir cu traversare și o racordare. Noi venim de aici cu două fire, deja pe două fire. Și nu va mai fi tăiat și să se vezi. Cred că e un avantaj. Iar după aceea, putem să facem altceva. Putem să facem altceva. La aici trebuie să facem lucrare serioasă. Adică din centrul comunei de Oftena până la parcul dendrologic pe parte și pe alta, în mod obligatoriu, trebuiește ce? Trebuiește potențe și colectarea alufiurilor și apei fluviale prin rigor. Și nu rigoră pietonală, rigoră descoperită, se poate scurga pe dintre lor. Vedeți ce și-n față bisericii și totul și nici nu înțeleg. Deci asta trebuie. Dar nu pot să faci acum. Bine, n-ar fi obligația noastră, ar fi obligația Consiliului Județean. Dar noi putem să facem și altceva. Între drumul asfalt, în asfalt, din asfalt și pe toate oameni, solicităm o suprafață de teren până la partea de îndrologie și înapoi pe partea și pe să o trecem în inventarierea domeniului public, să se scadă drumurile județenii cum s-o scăză, direcția sindică, să fie în administrarea noastră, să inițiem un proiect de rigole, de scurgere a pluviale pe o parte și pe alta și atunci se rezolvă situația. Dar vă întreb, cine ar putea să-și permită acum lucrul ăsta când noi așteptăm canalizarea? Eu vă spun așa. Mai înțeleg că nu fac cum e bun. E bun. Cheltuie exact deja. Aici, la Valentina, cum am făcut ce este bun acolo, am spus, e o subtraversare de la bloc, din spatele lui Vasilică de acolo, subtraversează și iese aici, în fața farmaciei. Da. Nu o să ne spargă acolo, pentru că canalizarea merge, se racordează la cea principală, să vă să nu. Dar, vedeți, alte propuneri, alte discuții. Deci mai multe nu am... Spuneți de două vorbe despre situația pe care asta cu asfaltarea, pentru că sunt tot fel de discuții. Cum nu mai asfaltează? Asfaltează numai la urmă la
că ai început să faci. Bănuiesc faptul că așa se întâmplă. Spun eu și am deci, bănuiesc faptul că așa se întâmplă să discute. Până acum se discuta că nu dă voie consiliului. Da. Nu? Da. Acum se discută ce? Noi l-am trecut în inventarierea domeniului public. Eu după ce am dat aprobarea Consiliului Local am făcut comunicatul tot către direcția sindică și el a intrat în ședința Consiliului de Administrație, iar directorul direcției sindice m-am întâlnit dumneavoastră la Bacău și am spus, domn primar, nu se apucează de treabă, dacă nu mâine. Înțelegeți? Deci, domnilor, nu mai am inventarierea domeniului public și este și a fost și înainte. Deci nu mai avem dublu, atât ei cât și noi. Deci, la câteva noastră. Asta am clarificat, da? Bun. Am clarificat situația inclusiv cu drumul la Bogata. Era pe bucăți la Bogata. O bucată era în inventarierea dumnealor, noi aveam tot, ei avea și câte bucată. Am scos-o și pe ce. Am luat drumul până la Păturiță, pe pot la Păturiță, nu? Deci din intersecția mare de aici, la șesul Ofteniei, cum spunem noi, și până la Păturiță, și acela este luat. Și acela este luat tot. Este drumul nostru. Avem cadastru pe el. Vreau să înțelegeți. Așa. Ce se va întâmpla? Să vă explic despre situația acestui proiect. Dumneavoastră, mare majoritate, nu știți. Dar aș vrea și pentru cei care ne ascultă sau ne vor asculta de acolo. Deci drumul are o lungime de 2,64, aproape 3 km. Lățimea este din gard în gard. Proprietatea unității administrative teritoriale. Proiectul, nu, studiul de fezabilitate a fost făcut și aprobați indicatorii tehnico economici în ședință de anul trecut 2017, s-a câștigat proiectarea cu execuția. Să mă înțelegeți clar, legea independentă scoate proiectarea de execuții, dacă sumele sunt guvernamentale. Dacă sunt din Uniunea Europeană, puteți să scoți separat proiectarea, separat execuția, dar cu siguranță vă promit să va schimba legea cel târziu în 15 zile. Am scos, s-au câștigat licitația trei firme pe 6 octombrie. Trei firme. Una de proiectare și două de execuție. Una de execuție care va pune în manoperă piatra concasată, balastă, acolo există 15 metri din balastă, 10 metri de piatră concasată, se ridică în unele locuri 40 și ceva de centimetri. Drum. Până dincolo de drumul Păcurițe, nu primul, al doilea stâlp, va merge cu 5,50 m lățime. 5,50 m lățime. Nu răspunde. Dincolo de, deci, există un stâlp în drum, care am făcut adresa la Petrol să-l devieze, și următorul stâlp, până acolo, va merge cu 5,50 m. Deci, unui drum mai lat, va merge cu 5,50 m. Rigolă de scurgere a apelor pluviale, descoperită, nu pietonată. Deci, prin fața porților, atâta va fi rigolă cum merge pe șesul Ofteniei, pe partea dreaptă, către Tera. Da. Drumul va fi către Tera. Au obligații cetățenii respectivi să-și facă podeți la partea, pentru că Guvernul și nici Uniunea Europeană nu finanțează podețe sau fost pietonare. Deci, au obligație fiecare să-și facă podeți după rigola cu discurgerea apelor pluviale. Repet, mergem până dincolo de Păturița, 100 de metri, cu 5-50 lățimi. De acolo încolo nu ne mai permite configurația terenului și atunci o să mergem cu 4 metri asfalt, două acostamente, 50 și 50 de centimetri, acostamentul drumului, deci va veni 5 metri cu acostamente, și o rigolă de scurgere a apelor pluviale în V către gardul, de partea de acolo, nici încolo. Până dincolo de Brichii, până dincolo de ultima locuință pe partea dreaptă. Vă rog să înțelegeți. Așa. În ce situație ne aflăm? S-a pus proiectarea, cum am spus, și execuția la licitație. Firma care a câștigat proiectarea a venit și a parcurs drumul de două ori pe jos. Și au mai fost o dată și fără mine, ei. Și ne-au solicitat în scris, să le prelungim că în 30 de zile trebuie să facă proiectarea. Ne-au solicitat în scris să le prelungesc proiectarea cu 30 de, cu 10 zile. Deci 30 era și le-am mai prelungit încă cu 10 zile, deci 40 de zile. Cu aprobarea dirigintelui de șantier, am angajat pe bugetul local un diriginte de șantier care supraveghează lucrările de la început până la terminarea lucrărilor, până la recepția finală care se face după 24 de luni după încheierea.
Le-am dat acele 10 zile în scris, iar în cursul zilei de ieri, asta înseamnă, ieri a fost data de 30, am vorbit cu dumneavoastră la telefon, proiectul este gata. Bun, deci proiectul este gata, dar după ce termină proiect, trebuie dus la verificatorul de proiect. Deci, un proiectant care execută o lucrare, trebuie să meargă un verificator de proiect care preia toate ștampile tuturor, pune el o ștampilă de verificator de proiect și atunci spune, da, este bine. Bun, a fost dus la verificatorul de proiect și ieri vostra domnă este gata. Bun, am înțeles. Pentru a obține autorizația de construire, pentru că sunt pași legale, nu poți atât. Pentru a obține autorizația de construire, astăzi, am trimis deja topometristul la Oficiul de Cadastru la Bacău, la OCPI, să depună o documentație pentru avizul Oficiului de Cadastru la întreg proiect. Deci, Oficiul de Cadastru spune și el ștampil acolo, care durează 9 zile. Astăzi m-am anunțat dumneavoastră. Durează 9 zile. După ce am spus acolo, după 9 zile, trebuie să duc la Inspectoratul de Stat în Constituție pentru acordul lor. Deci anunțăm, domnule, începând cu data de astăzi, noi începem lucrarea. Pune și eu viza ultimul acord al lor și apoi dăm autorizația de construire și ordinul de începere a lucrărilor. După ce a dat ordinul de începere a lucrărilor, executantul vine la noi și se duce la Inspectoratul de Stat în Construcție și face un grafic de urmărire a lucrării. Graficul de urmărire a lucrării scrie acolo. La... Dau un exemplu. La primul strat de asfalt, care se numește mixtură, vom face faza 1. Să poți facă prima fază de verificare în Inspectoratul de Stat în Construcție, după ce ai depus piatra compasată, cilindrată, compactată. Face o adresă scrisă, pe data de vă invităm la verificare. La verificare, ce îți prezintă? Dirigintele de șantier, proiectantul, Inspectoratul Statului Construcției, beneficiarul, primăria de operare. Așa. Deci ei fixează fazele determinate. Fazele care au venit să ne verifice. Și apoi oamenii s-au pus întreabă. Despre asta este vorba. Cât va mai putea, v-am spus, de astăzi depuse încă 9 zile cu astăzi, vorbim de zile lucrătoare, și să zicem așa, să ducem 15, 20 iunie, iunie, și după aia ne-a putut de greu. Mai e ceva neclar? De la parcul dendrologic și până la Părău Adânc, până la Brinchi, se va asfalta pe o parte și pe alta. Nu, pe o singură parte va fi regolă de scurgere a rutierii, până dincolo de păcurița 5,50 m, dincolo de păcurița 4 m. Asta. Cei care s-au asfaltat, dar ți-au avut de apă, trebuie să o facă și după aceea poate interveni. Nu știu. Deci nu... ei care au venit în verificare, vreau să înțelegeți cum a făcut proiectarea, s-au văzut conducta de apă care a depus o pentru că era numai de nivelări și ne-a spus, da, s-a dus conducta de apă la 1,5 m în altă parte, la 1,60 m. S-au văzut supraversele care le-au făcut fiecare și vreau să înțelegeți un lucru. Ei pun lucrări diverse și neprevăzute. La diverse și neprevăzute pun ce? Acoperirea acestui șantier. Deci, în momentul când l-a dus la suprafață plană, tot absolut, vine bătut în dreptul conductei de apă, vine bătut și în dreptul unde s-au pus tuburi de intervenție de suprafețare și vor fi niște sume impuse la diverse și neprevăzute, care ele au fost deja licitate din perioada când s-a pus lucrarea la licitație. Înțelegeți? Sunt diverse și neprevăzute, lucruri care apar în plus. Bun. Între timp ce am făcut, este o conductă la petrol care supraversează undeva la o sondă, mai încolo din aia. Le-am pus în vedere, pentru că au pus în siguranță sonda, l-am pus în vedere ca să scoată conducta de acolo și în stâlp. Motivul prelungirii cu 10 zile a proiectării a fost acela. La Părău Adânc este un singur pod care supraversează acolo sub pantă, iar podul respectiv are o suprafață, o rază interioară de 1 m. Acum va veni un pod cu două pătrate, cum le spun ei, de 2,40 m interiorul lumina, pusă unul în altul, va veni de 4,80 m. Dar pe perioada construirii trebuie să facă o rută ocolitoare. Nu de aia mai sunt un pic mai sus? Bineînțeles, bineînțeles. Nu stabilește, nu stabilește lucrurile astea. Deci face o rută ocolitoare să poată să treacă mașinile în perioada execuției. Podul ăsta îl dă din tot dărâmul, tot jos și face alt pod. Iar acolo unde prezint un pericol, pune parapet și mai jos pune parapet în funcție de pericolul care poate fi existent în condiții în care drumul se ridică. Nu peste totul se ridică 50 cm.
Așa. Îi dă planietate, nu? Specialiști. Și bineînțeles că deci, în situația asta ne aflăm pe acest drum. Mai aveți ceva întrebări pentru asta? Degeaba, cei care vorbesc, nu, vorbesc cu oameni. Poate din necunoștință de cauză, poate nu fiecare vizualizează postul de televiziune, dar știu că fiecare își dorește la fel ca mine sau mai mult decât mine ca să asfaltăm acest drum. Lucru pe care și eu ne doresc. De aia am depus suflet până acum și vă promit că drumul va fi făcut. Mai departe, haideți să vă spun și cu grădinița. Deci cu grădinița s-o câștiga licitația. Am dus, v-am spus, pentru scenarea la incendiu, e depus de vreo două zile, care mi-a spus să sunăm luna viitoare, dar termenul legal este de 30 de zile. Dacă va fi gata săptămâna viitoare sau nu va fi, în momentul când am luat și avizul de la inspectorat pentru situații de urgență, îl ducem la inspectoratul statului din construcții și sunăm acordul, și după aceea imediat mobilizează reconstruire și ne punem de dreapta. 2. Trebuie mai departe, la treia problemă, podurile de la Cucuieț. Podurile la Cucuieț au fost puse la licitație cele două poduri, la Ion cu Jocarul de la Orel, Jala, să zic, să mă înțeleagă toți, au fost puse la licitație. O firmă a fost adjudecat faptul că a câștigat licitație, celelalte firme, nu una dintre firme, ne-a contestat, suntem la CNSC București. Am trimis toată documentația la CNSC, Comisia de Stabilire a Contestației și Soluționarea Contestației și în condițiile astea o să se pronunță, dar termenul legal este de 20 de zile. Dar oricum, o pentru o săptămână și ceva de pus. Mai departe, proiectul din măsura 7.2, proiectul european din măsura 7.2, este pus la licitație, fiind pus la licitație, până la urmă, mi s-a cerut niște clarificări de către o singură firmă și cred că până pe data de 6 sau de 7 iunie să depun oferte. Deci ei au cerut clarificări cu privire la procedurile de licitații și probabil până pe data de 7 vor veni cu oferta. Ei sau mai bine altcineva cu ei, sau vor fi mai mulți. Asta a fost. Căminul Navogata a fost repus iarăși înapoi la licitații. Perioada care mi-a ținut mai bine de 3 săptămâni, atât cu drumul pe măsura 7.2, cât și cu căminul, mi-a ținut la București, la NRMA. Așa, pentru că sunt foarte multe proiecte și aceste proiecte pentru a putea să fie pus în valoare și fiecare verificat din punct de vedere legal, au durat. Dar la ora actuală, inclusiv cu căminul, mi se pare că căminul e până pe data de 8 să depun oferte. Și atunci vom vedea cine sunt licitanți și va stabili perioada în care se vor soluționa toate. Mai departe, proiectul cu școala, deci proiectul cu modificarea școlii, aici la Scala Rodin, a devenit eligibil, deci ne-a fost adresa să scrieți că el a fost primit și este eligibil, dar își rezervă dreptul de a se pronunța în scris, faptul că este câștigat, până la verificarea din punct de vedere tehnic, regreu. Deci, în momentul când le face din punct de vedere tehnic, acolo poate să meargă în continuare să fie eligibil sau poate să-și cadă. Deci n-aș putea, de la început m-am spus că aveam un pic de reținere, că sunt prea aglomerate. Acolo va fi, vedeți, va fi și grădinița care se va construi, grădinița actuală care trebuie să o dăm jos de acolo, mai bine și un corp de clădire, stăm aglomerate. Aici am avut un restul a fost făcut proiectul destul de bine, achitat studiul de fezabilitate, așa cum am înțeles din contract, la depunerea proiectului o parte din bani și la, în momentul când el va fi eligibil și finanțat, îl dăm diferență. Altceva. Altceva. Da, să sperăm că nu mă mai pronunț, pentru că nu mai depind de aici de tot. Deci în spatele acestor proiecte este o muncă extraordinară și trebuie să te încarci cu multă răbdare să aștepți termenii lor. Vedeți, guvernul lucrează și cred că în 15 zile, până la 1 iunie, se va modifica legea funcțiilor publice, legea 98-2016 se va modifica, dar nu știm în ce formă. Dumnealor spun că se vor scurta acești termeni în care aștepți timp destul de lung. Iar cei care fac contestații, cum am deja mai avut situații pe ăsta, fac contestații, trebuie să depună o garanție, un procent de cât la sută din valoarea totală, ca să poată fi motivat. Cum am avut noi la grupul, era gata, am avut și nu s-o prezentat nici la turbe de apel. Deci au făcut contestații și nu au dat nici sumele de bani și nu s-o prezentat nici la protecție. Da, și am pierdut 30 de zile.
Nu mai era muia. Foarte sterile. Așa o hotărâne de viitor, puteți să și da. Alte probleme. Dar vă mulțumesc pentru participare și pentru votul.